Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt doamna Angela Bostan, judecătoare în cadrul Curții de Apel Chișinău, și domnul Constantin Chilian, magistrat în cadrul judecătoriei Iungheni. Bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! Bună seara și vă mulțumim că ne-ați invitat într-o situație destul de sensibilă pentru societate și, nu în ultimul rând, chiar și pentru sistemul judecătoresc. Atât de sensibil încât mie mi-a trebuit vreo jumătate de ceas să înțeleg ce aș putea începe eu în general de emisiunea de azi, că la cât s-au întâmplat în ultimele 72 de ceasuri, e greu de înțeles. De asta o să începem tare, tare la general. Puteți să-mi spuneți și nouă, care e diferența dintre justiția moldovenească de pe era lui Vladimir Plahotniuc și justiția moldovenească din era doamnei Maia Sandu? Dumneavoastră, doamna Bostan, sunteți de mulțișor în sistem, dumneavoastră ceva mai novice, dar dacă ați ajuns judecător, ați urmărit, cred că din fraj de copilărie, ce înseamnă justiția moldovenească, ați remarcat vreo diferență sau nu niciuna? De fapt, aș fi vrut să remarc această diferență și cred că ea totuși este, în mod prioritar, pornind de la faptul că judecătorii au înțeles că trebuie să reacționeze sau pot reacționa în contradictoriu cu politicul. Adică acționând ca reprezentanții acelei a treia puteri sau una din cele trei puteri, pentru că nu este corect să spunem că suntem a treia sau a doua putere, acționând ca reprezentanții acestei puteri, înțelegând acele instrumente pe care le au a le gestiona ca reprezentanții acestei puteri, și devenind mai vocali, în viziunea mea, mai vocali, mai deschiși pentru a-și expune poziția. Altă parte, să zicem, din umbră a situației este că nu înțeleg de ce judecătorii nu sunt auziți sau sunt auziți așa, nu așa cum ei se manifestă, dar așa cum îi este convenabil politicului într-o situație sau alta. De fapt, noi suntem și am fost și trebuie să fim în afara politicului, ca una din puterile judecătorești care își realizează acele atribuții constituționale de a promova actul de justiție. Ce ține de politică, să o facă politicienii, pe cât de bine o fac ei între ei, se clarifică, noi avem doar de realizat actul de justiție în baza acelor legi pe care le promovează, le livrează politicul, de fapt nu pentru justiție, dar pentru întreaga societate, pentru cetățeni. Domnul Chilian, când era dumneavoastră mai tinerel, justiția în timpul lui Vladimir Plahotniuc era capturată? Dacă să fiu un spectator simplu și să privesc televizorul, cred că opinia mea ar fi una afirmativă și aș spune că da, a fost capturat, pentru că asta am auzit toată ziua la televizor. Eu când eram mai tineri, lucram tot în instanță judecătorească, lucram la Curtea Supremă, am lucrat și în judecătoria de fond și vreau să spun că opiniile mele pe care eu le vram, deci în calitate atât de asistent în lucrul meu cu judecătorul, deci erau ascultate, erau auzite. Și aparențele, deci era o viață după ora 5 când priveam televizorul și era cu totul altă viață de la ora 8 până la 5 în timpul orilor de muncă. Și aparențele erau total diferite din ceea ce se crea. Clar. Doamna Bostan, domnul Chilian, sunt mai multe știruțe, eu vreau să încep cu unele mai simpluțe și după care trecem la cele mai complicate. Astăzi s-a aflat, doamna Maia Sandu, președintele țării, ne-a anunțat că noi în maxim 3 luni vom crea și va fi deja funcțională Curtea Anticorupție, care va investiga dosarele de mare corupție și corupția din sistemul judecătoresc. Iarăși revenim la știri, asta sună tare interesant, foarte captivant, dar în modul practic, ce e cu această curte posibilă anticorupție, care va investiga dosarele mare de corupție și corupția din sistemul judecătoresc, adică de unde munciți și domniile voastre? Este un, dacă îmi permiteți, este un model, de fapt este un model împrumutat din Ucraina, deci acolo practic urmărim aceleași pași de reformă care au fost în Ucraina, noi mergem în paralel, practic parcă lucrează aceleași echipe de specialiști, de experți. Acolo la fel a fost creat curte,
Curte de Corupție. Problema curții respective de corupție este de altă natură. Ca să fiu mai simplu, deci foarte mult în unul din standardele de bază a sistemului judecătorii sau a justiției este ca judecătorii să fie numiți în baza legii, iar legea să corespundă cu standardele pe care le promovează Curtea Europeană. Cu alte cuvinte spus, atunci când ei sunt numiți, trebuie să fie numiți de un consiliu funcțional, adică de un consiliu în care el este independent de politic. Despre garanțiile astea, dacă va fi nevoie, voi povesti mai târziu. Și după asta, pornim mai departe procesul de verificare dacă curtea respectivă este una constituită conform convenției. Dacă acest lucru nu se respectă, ulterior toate persoanele care vor fi judecate de curtea respectivă vor putea invoca în fața Curții Europene și acest lucru ei vor putea invoca, indiferent de faptul dacă ei sunt vinoveți sau nu, că au fost judecați de niște judecători care n-au de o instanță care nu este instituită conform legii și nu era independent și imparțială. Deci este un aspect general prin care examinează Curtea Europeană, anume Curtea Europeană ar putea examina aspectul respectiv. Paralela asta cu Ucraina un pic îngrijorează, dar mergem mai departe. Asta e un fel de serviciu intern al Ministerului de Interne, se vrea, da? Ca să vă investi. Nici de cum nu. Există suportul constituțional al acestei idei. Și din câte îmi amintesc eu, această idee nu este lansată pentru prima oară. Îmi amintesc că poate vreo 5 ani în urmă, această idee a fost lansată de către fosta vicedirector al Centrului Național Anticorupție, dacă nu mă greșesc, eu atunci deține această funcție, doamna Cristina Cibotaru. Pe atunci această idee nu a fost susținută inclusiv și de unele ONG-uri care reformează justiția, nu știu de ce a fost dur criticată. Substratul sau baza constituțională există de a crea acest tribunal sau această instanță, pentru că Constituția prevede că pot fi create instanțe specializate. Deci dacă specializarea acestei instanțe va fi examinarea cauzelor de corupție, și eu nu înțeleg de ce atât de mult se pune accentul pe de corupție în justiție, mă rog, poate există și aici corupție, dar sunt sigură că nu este cea mai mare corupție în justiție. Deci, revenind la ideea, dacă ar fi o instanță, ar fi posibil sub acest aspect de creat o instanță legitimă sau constituțională, sigur că da. Există această reglementare constituțională, doar că, iarăși din nou, în această instanță trebuie să fie selectați judecătorii prin concurs, trebuie să fie anunțat acel concurs de preselecție sub egida, eu știu, sigur că a CSM-ului, până ce aceasta este reglementare legală, dacă se va dori și acolo un filtru mai exigent, s-ar putea și acolo trece prin comisia specializată de verificare a acestor judecători. Altă situație că pentru ca această instanță să fie funcțională, să examineze, să producă acel rezultat, că cazurile de corupție să fie judecate, noi trebuie să avem acele dosare de corupție. Aceste dosare se instrumentează, se gestionează de către Centrul Național Anticorupție, de către Procuratura Anticorupție, respectiv competențele acestora și competențele procesuale de judecare acestor cauze trebuie să-și găsească o reglementare în codurile de procedură penală, în codul penal. Adică această specializare trebuie să aibă și o acoperire procesuală. Deci de lucru este și eu nu știu dacă în 3 luni această situație s-ar putea finaliza cu o, să zicem, haină absolut legală, cu un veșmânt absolut legal al acestei idei. Dar să zicem astăzi că această idee nu este una fundamentată, cu siguranță că nu putem. Dar ceea ce a menționat colegul, în situația în care procedurile nu vor fi respectate în tocmai, adică nu vor fi reflectate prin modificări în legile procesuale și în legea materială și procedura de selecție acestor judecători va fi viciată, cu siguranță că vor exista și probleme ce ține de
competențe. Eu cred că în 3 luni de zile și CSM-ul format din judecători, adică partea judecătorilor în CSM, va fi completată. Eu sunt optimistă la acest capitol. Cu alte cuvinte și în limba română, această curte anticorupție, eu înțeleg corect, e o utopie? Eu cred că nu. Optimistă. Doamna magistrat, domnule judecător, deci, la finele săptămânii trecute a avut loc adunarea judecătorilor după 4 ani încoace. Nu trebuia să faceți decât un singur lucru, să numiți 4 membri în Consiliul Superior al Magistraturii pe care i-a ales guvernarea, adică nu guvernarea, dar comisia prezeting. Dumneavoastră ați amânat, invocând mai multe motive, au fost mai multe discursuri, subiectul a fost amânat. Foc și pară în rândurile guvernării. Și totul a luat, practic s-a încheiat cu o declarație trăsnet, în opinia unor oameni care pricep în ale justiției, a dat mie președinte Maia Sandu după ședința de azi a Consiliului Superior Suprem de Securitate, care ne-a anunțat că dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem. Și astfel, în decurs de 30 de zile, CSM-ul va fi funcțional, a anunțat președintele țării. Mai exact, Parlamentul va numi în regim de urgență membrii non-judecători, adică oameni care candidează din societatea civilă și de pe nu știu unde, ce au trecut deja evaluarea, știu că sunt 3 la ora actuală, prin urmare, doamna președinte intuiește că încă 3 vor trece neapărat. După numirea membrilor non-judecători, CSM-ul va fi funcțional. Eu înțeleg că acest Consiliul Superior al Magistraturii, care e organul suprem al vostru magistraților, va fi compus din oameni care n-au nicio treabă cu judecătoriile. Părerile dumneavoastră, ce ați înțeles din acest anunț? Cred că aici, ca să ajungem la adunare, ca să înțelegem scopul adunării, cred că ar fi necesar să înțelegem ce înseamnă Consiliul Superior al Magistraturii. Pentru că, de multe ori, ceea ce am observat din emisiunile televizate este faptul că s-a introdus o noțiune nouă, independența justiției. Și nimeni nu înțelege ce e asta. Dar, de fapt, studenții au nevoie de 5 ani ca să învețe ce înseamnă asta sau 4, dar la noi toți cred că toți cunosc ce înseamnă independență. Respectiv, lucrurile complicate deseori constă în lucruri de fapt foarte și foarte simple. Aici îl voi cita pe președintele Curții Europene, care a spus că independența de fapt sunt 5 lucruri, nu mai multe. Asta înseamnă că judecătorul să fie recrutat doar cel mai bun, adică meritocrația, să fie numit pe viață, să aibă remunerație și sistemul judecătorului să fie finanțat, să aibă garanții legate din amovibilitate, adică să nu poate fi dat afară în orice condiții și să aibă posibilitate ca să fie promovat. Deci acestea sunt 5 criterii pe care se bazează toată independența, adică restul e doar teorie. Acum, ca să asigure aceste 5 elemente, alți teoreticieni care au gândit că chestia asta nu, ca să le asiguri, nu poate politicul să le asigure, au creat Consiliul Superior al Magistraturii. Deci un organ care vine să pună în viață toate aceste 5 mențiuni pe care le-am menționat. Respectiv, ca să fie Consiliul să creeze această, să garanteze independența, adică judecătorii să nu fie influențați de politic, tot teoreticienii, practicienii, Curtea Europeană, Comisia de la Veneția, alte organisme internaționale au spus așa, că Consiliul respectiv trebuie să fie compus cel puțin din jumate să fie judecători. Votul, deci în cauza Volkov împotriva Ucrainei, au spus așa, că dacă este paritate de voturi între aceste două, între judecători și membri non-judecători, votul decisiv trebuie să aparțină judecătorilor, adică președintelui. Pentru că în cazul respectiv, membrii non-judecători vor putea bloca orice inițiativă ceea ce sunt de sistemul judecătoresc. Rezultă că membrii numiți de politic vor controla politic CSM-ul. Respectiv, dacă controlez CSM-ul, controlez întreaga justiție. Deci, de aici e lupta
cea mai importantă, de ce toți luptă pentru Consiliul Superior al Magistraturii și o simplă paralelă e Consiliul Superior al Procurorilor. Și dacă observăm, prima mișcare care a venit din partea politică a fost schimbarea componenței Consiliului Superior al Procurorilor. Ceea ce s-a urmărit și în cazul Consiliului Superior al Magistraturii. Deci asta ca să fie o claritate ce înseamnă Consiliul Superior al Magistraturii pentru judecători. El, de fapt, are un rol foarte și foarte important. Pe lângă faptul că el numește judecătorii, numește, sancționează și dă afară, el va fi acel organ care va răspunde de vetting în varianta finală. Deci Comisia de la Veneția a spus că Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să ia decizia finală, dar nu comisiile formate ca în cazul cu prevetting-ul. Totodată acest Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să numească următorul judecător la Curtea Constituțională, tot el. Tot acest Consiliu Superior al Magistraturii trebuie, în esență, să avizeze următoarele legi pe sistemul justiției, pentru că asta este normal într-un stat de drept, ceea ce la noi nu se face. Deci, rolul Consiliului Superior al Magistraturii este unul central. Doamna Bosta, vă rog. Am vrut doar să continui. Colegul a menționat despre rolul Consiliului Superior al Magistraturii. Eu vreau să descriu un pic ce înseamnă adunarea generală a judecătorilor. Aceasta nu este doar o întrunire ordinară sau extraordinară a corpului judecătoresc din țară. Adunarea generală a judecătorilor, conform articolului 23 din lege, ne spune că ea este organul decisiv în cadrul sistemului judecătoresc. Adică deciziile ce țin de organizarea judecătorească se iau de adunarea generală a judecătorilor. Articolul 121-122 din Constituție reglementează dreptul judecătorilor de a-și desemna membrii aleși în Consiliul Superior, care este acel organ care execută, de fapt, deciziile adunării generale a judecătorilor, completându-și atribuțiile prin cele prevăzute de lege ce țin de gestionarea sistemului judecătoresc, de promovarea, sancționarea judecătorilor, de reprezentarea sistemului judecătoresc în interacțiune cu celelalte puteri. Pentru că judecătorii zi de zi judecă, Consiliul Superior este acel care asigură funcționalitatea sistemului. De aceea, noi, vreau să menționez, ne-am adunat pe 17 martie după 4 ani de stagnare, de neîntrunire. La fel, legea ne spune că noi avem obligația să ne întrunim cel puțin o dată în an la adunarea ordinară a judecătorilor. Din 2019, de atunci de când au fost acele adunări care au fost foarte mult criticate, nu știu de ce, de actuală clasă de guvernare, pe atunci această pornire în 2019 a ne convoca în adunare a fost o pornire, dacă vreți dumneavoastră, un spirit de a ne consolida cu acea declarație de stat capturat, un spirit de a vorbi ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat așa. Da, poate am fost atunci poate naivi, că ne-am gândit că într-adevăr suntem puși în situația să deschidem ușile și ferestrele și geamurile și să spunem ce a fost în sistem. Nu s-a întâmplat să fie, din anumite motive. Este mult de discutat la acest subiect, dar după 4 ani noi ne-am întâlnit pe 17 martie. Da, ne-a privit o țară întreagă. Da, în viziunea mea nu am fost un exemplu de corectitudine sau întruchipare corectitudinii sau culturii de comportament. Multă lume a dorit să vorbească, multă lume a dorit să se revadă cel puțin. Am vrut un raport, de fapt, conform legii este menționat că adunarea generală a judecătorilor anuală se începe cu un raport al Consiliului Superior al Magistraturii despre activitate. Noi nu l-am avut 4 ani și noi nu l-am avut nici pe data de 17, nici inclus în ordine de zi a adunării generale. Fapt ce a generat nedumeriri. Ați văzut și dumneavoastră, cu toate criticile și obiecțiile la fostul CSM, doar 2 membri au decis să rămână în sală și să uite, să privească în ochii corpului judecătoresc care i-au ales.
alții ori nu au venit, au ales să nu vină, sau au fugit, sau au plecat englezești așa din sală, că nici nu am observat când au făcut-o. Eu, în general, cred că s-a dorit de către unii membri din Consiliul Superior al Magistraturii ca această adunare să nu aibă loc. Noi am văzut ce organizare a fost la această adunare. Noi am văzut că am fost întruniți într-o sală unde maximum încap 300 de persoane, când corpul judecătoresc este format din 400 de persoane. Elementar nu s-a asigurat tehnic măcar intonarea imnului în sală, la deschidere, așa cum este. Nu s-a asigurat tehnic acest lucru. Nu a fost suficient un vestiar unde lumea să-și lasă hainele. A fost o îmbulzeală. Da, aceasta a șifonat un pic imaginea adunării generale. Dar din câte eu vorbesc din numele meu și unor colegi cu care comunic din curte, s-a dorit o adunare în care să se vorbească, să se discute mai întâi de toate ce s-a produs în acești 4 ani, care este viziunea sistemului asupra celor ce s-a produs și după care să procedem la acele exerciții care trebuie să le realizăm din punct de vedere constituțional, adică la alegere, dacă mergem, cum mergem, ce mergem, după care reguli. Dar nu s-a ajuns. Doamna magistrat, domnule judecător, dacă marța viitoare Parlamentul votează acești membri non-judecători în cadrul CSM-ului, din teoriile care le cunoașteți la ordin general și sunt sigur în profunzime, asta va fi o chestiune constituțională sau nu va fi un lucru constituțional? Numirea lor va fi constituțională. Sigur, dar da. Modul de funcționare a lor, luarea deciziilor, nu va fi constituțională. În acest sens, eu am ținut un discurs la adunare și am atras atenția asupra acestui aspect, și anume articolul, deci Consiliul Superior al Magistraturii, ca și orice organ colegial, deci faptul că mulți colegi de la noi care candidează în CSM spun că eu voi face asta, eu voi face asta, eu voi face asta, toți uită de un simplu lucru, că tu singur nu ai nicio decizie acolo. Deci Consiliul Superior al Magistraturii este un organ colegial, adică să ia decizia ca în Parlament. Sau într-un deputații și regula de bază a unui respectiv CSM este să fie quorum, adică să fie un anumit prag de membri ca să convoace și să ia decizii Consiliul. Respectiv, articolul 15, eu pot spun expres, dar spun în linii generale, în legea cu privire a Consiliului Superior al Magistraturii era prevăzut o regulă. Ședința Consiliului este deliberativă dacă la ea participă 2/3 din membrii aflați din membrii totali. Punct. Deci, și când s-a modificat Constituția, pe lângă toate modificările că să ajusteze legile justiției la Constituție, s-a introdus o normă nouă, prin care articolul despre care eu am menționat s-a modificat și el suna în felul următor. Ședința este deliberativă, adică poate lua decizii, dacă la ea participă 2/3 din membrii care se află în funcție, adică care sunt numiți, nu care sunt total. Acum, legea respectivă a ajuns la Comisia de la Veneția. În opinia 1082, deci eu de fiecare dată vreau să spun că sunt desuri acuzat că dezinformez. În opinia 1082 din 20 iunie 2022, în punctele 49 și 50, Comisia de la Veneția a spus foarte și foarte simplu. Ea a criticat această inițiativă și a spus că orice modificare care are loc privire la modul de funcționare a Consiliului, trebuie să se bazeze pe numărul total a membrilor din Constituție. Respectiv, 2/3 trebuie calculați din 12, dar nu din, de exemplu, în cazul respectiv, ar fi 6 plus 4 din 10 și calculez numărul. Și Comisia a spus că nu, pentru că există pericolul, deci pentru că de fiecare dată Comisia de la Veneția spune care sunt consecințele ca să aducă la cunoștința celor care vor să modifice. Și a spus că există pericolul ca un grup din acest Consiliu să ia decizii pe orice problemă și alt grup să fie scos din funcțiune. Dar scopul Consiliului Superior al Magistraturii este ca să ia pună pe judecători și pe membrii non-judecători la masa de discuție, ei să discute și doar pentru un vot comun să iau o decizie în privința sistemului judecătoresc. Regizorul nu-i pas. El vrea publicitate. Luăm vreo câteva clipe, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna magistrat, domnule judecător,
Tare frumos ați vorbit dumneavoastră în prima parte despre această adunare a judecătorilor de săptămâna trecută, dar ea a fost întreruptă cu încălcarea legislației, pentru că nu e voie să întrerupeți ședința, a zis doamna Maia Sandu azi. Vreau să înțeleg de ce nu e voie să întrerupe ședința atunci când nu a fost consumată ordinea de zi acestea. Deci noi am avut anumite puncte votate în ordinea de zi acestei ședințe. Din considerent că a fost consumată situația nu la toate punctele, deci nu s-a mers la alegerea membrilor în CSM, nu s-a mers la adoptarea, vreau să atrag atenția în mod esențial asupra acestei situații, la adoptarea modificărilor în regulamentul cu privire la petrecerea votului acestora, s-a dispus întrerupere. Și întreruperea s-a dispus și pentru a anticipa o eventuală situație că nu avea cine convoca următoarea ședință adunării generale, pentru că această prerogativă aparține CSM-ului. Deci noi chiar am vrut să evităm acele învinuiri, acele manipulări că corpul judecătoresc nu-și dorește adunarea generală și am stabilit o nouă ședință de continuare a ordinii de zi. Și aici vreau să menționez că noi am fost convocați în adunarea generală fără a avea niște reguli strict reglementate ce țin de procedura de vot. Aceste modificări în regulament au fost generate de faptul că s-a modificat însăși legea, însăși procesul de votare. Dacă cunoaștem acum, conform legii, este suficient să ia un candidat 10 voturi și el trece. Pentru că nu se ia quorumul votului de la 50 plus 1 din cei participanți, din cei prezenți la adunare care au participat la vot. Se aplică regula numărului maxim de voturi obținute, acela trece. În situația noastră, noi am, adică s-au modificat regulile legislative, respectiv regulamentul urma să fie modificat, altfel noi nu puteam procede la acest exercițiu de vot. CSM-ul nu a asigurat nici discuțiile asupra acestor modificări. Noi am venit în adunarea generală fără a cunoaște cum trebuie să modificăm și ce modificăm în regulament. Mai mult ca atât, acest regulament, fiind pus în discuție, fiind modificat, ajustat reglementărilor legislative, fiind un act administrativ normativ, are puterea aplicabilității doar după ce este publicat în Monitor Oficial. Respectiv, modificările adoptate trebuie reflectate în redacția finală acestui regulament publicat în Monitor Oficial. Și doar după aceasta ele pot fi aplicate în cadrul unei proceduri de vot. Altfel, această procedură era să fie iarăși de nou lovită de vicii dure de ilegalitate. Aici, dacă pot și eu să menționez un lucru legat de reprezentativitate. Modificările respective la fel au fost făcute în anii 2020, când s-a început reforma de fostul ministru a justiției. Deci tot modificarea respectivă a intervenit atunci și peste prut, într-un stat din Uniunea Europeană, în luna octombrie, în Alta Curte de Casație, doi candidați nu au luat majoritatea voturilor, niciunul. A câștigat doar unul, de exemplu, din 100 de voturi, el a luat 30, a doilea a luat 20 de voturi. Și ăsta, plasat pe locul 2, a contestat la înalta curte și a spus că nu e reprezentativ candidatul în CSM. Și înalta curte, în baza principiului reprezentativității, a anulat concursul și a spus că nu, membru care se duce în CSM trebuie să reprezinte corpul judecătoresc. Corpul, el era din partea doi procurori, dar fac parte dintre același CSM, a anulat concursul și respectiv a fost repetat concursul și cel care a luat 50 plus 1 s-a dus în CSM. Deci așa funcționează peste prut regula. Acolo le tindem și noi. Ședința a fost amânată pentru ce dată? Întreruptă, cer scuze. Pentru data de? 28 aprilie, dacă nu mă greșesc. Da, corect. 28 aprilie. Azi la noi e data de 20 martie.
termen li s-au dat celor din Parlament 30 de zile. Deci 20 aprilie, maxim, da, trebuie să fie aleși 6 non-judecători la CSM. Da. Doamna Olesea Stamate imediat a zis că mingea va fi în fileul judecătorilor. Dacă vor să-și aleagă reprezentanții săi în CSM, o pot face și mâine. Și acum întrebare. Ce faceți, domniile voastre, mai departe? Vă întâlniți pe 28 aprilie? Sau deja ați început să discutați printre cercurile domniilor voastre despre faptul că ați putea să vă vedeți mai devreme în noile condiții venite azi la președinție? În primul rând, eu aș porni ca de fiecare dată cu început. Deci, în primul rând, adunarea generală a scos la iveală o problemă a societății noastre pe care noi o avem. Și anume, noi, ca moldoveni, nu suntem pregătiți să ne așezăm, iată cum stăm aici la o masă, să ne așezăm împreună, să discutăm, să ne ascultăm unul pe celălalt și să găsim o soluție satisfăcătoare pentru ambele părți pentru soluționarea unor probleme. În realitate, totul era foarte simplu. Deci, la început s-a spus că judecătorii nu vor veni la adunare. În realitate, au venit prea mulți. Și cum a menționat doamna Bostan, o parte din colegii noștri n-au avut locuri, alții au stat în picioare pentru că sala era prea mică. Noi am fost acei care am adoptat ordinea de zi propusă de un CSM care nu mai reprezintă sistemul judecătorii deja de vreo 2-3 ani. Noi am fost acei care am venit cu opinia că trebuie să pronunțăm o declarație, o rezoluție pe tot ceea ce se întâmplă în sistemul judecătoresc. Și aici aș menționa de ce este importantă această rezoluție. Pentru că Comisia de la Veneția, când a spus că politicul are dreptul să intervină în puterea, în ramura judecătorească, cu condiția că sunt niște discuții efective. Discuțiile efective nu au avut loc. Adunarea generală a venit ca o platformă de discuții. Rezoluția respectivă ar veni ca o opinie din partea judecătorilor, un dialog pe care noi provocăm un dialog cu politicul. În al doilea rând, foarte mult s-a scris pe Facebook sau pe alte rețele de socializare sau s-a spus că, indiferent de faptul ce facem noi, trebuie de curățat sistemul judecătoresc prin orice metode. Eu aici aș vrea să răspund foarte scurt pentru toate persoanele care, de fapt, nu știu de ale dreptului și nu știu despre sistemul judecătoresc și cum asta se schimbă. Winston Churchill a spus un lucru foarte simplu. Nu există prietenii și dușmanii veșnici. Există doar interes. Și trebuie să fim foarte atenți cine ce interes urmărește cu adunarea respectivă. În al treilea rând, eu aș vrea să spun că particip astăzi aici, am participat la adunarea judecătorească, nu ca să apăr pe un judecător, dar ca să răspundem odată și odată sau spune oamenilor de ce sistemul judecătoresc are nevoie de independență față de politic. Pentru că vrem noi sau nu vrem, dar Moldova fără un sistem, fără o putere de stat care e împărțită în trei ramuri separate și independente, nu va intra în Uniunea Europeană. Din acest motiv, este necesar să nu inventăm diferite interpretări a Constituției cu privire la independența sistemului judecătoresc, pentru că o distrugem Constituția și statul de drept. Și din acest motiv, noi putem acuza un judecător pentru un blocaj. Dar noi nu putem acuza judecătorii pentru faptul că ei vor un sistem independent. Și cu privire la ceea ce ați spus ce ar continua, eu sunt parte din membru cel de care au fost votat o comisie, deci noi încă n-am reușit să ne întrunim. Este și doamna Bostan în ea, dacă nu mă greșesc? Sau da, sunteți? Da, da, da. Deci noi suntem pregătiți, după ce am auzit deci, astăzi discursul președintelui, declarația președintelui, este foarte ok ca noi să, opinia noastră să fie făcută, deci noi să o redactăm pe foaie, să o publicăm cu anumite revindicări care sunt, care se referă la anumite ajustări a legii cu privire la recomandările Comisiei de la Veneția. Și eu cred că trebuie să dăm odată și odată dovadă de maturitate politică din partea tuturor și să ne așezăm la masă să discutăm. Asta o să fie posibil doar atunci când politicul o să se detașeze de acele blame și de acele etichete pe care de regulă le face pentru, eu știu, a justifica anumite acțiuni, pornind de la faptul că
Nu poate un sistem întreg să nu răspundă criteriilor de integritate atâta timp cât lucrul acesta nu este dovedit. Nu avem noi situația aceea despre care se vorbește în Albania, se vorbea în Albania. Da, avem carențe în sistem. Da, sunt probleme. Ele le cunoaștem noi. De ce nu ni s-a permis 3 ani de zile? De ce CSM-ul nu ne-a permis 3 ani de zile să vorbim despre aceste probleme, să le scoatem în evidență? Eu personal am fost profund mirată de declarația unui membru de la, din CSM, din adunarea generală, care a spus că ultimii 2 ani CSM-ul s-a luptat cu o parte a sistemului judecătoresc. Dumneavoastră înțelegeți cât de gravă este această declarație. Deci CSM-ul, organul de autoadministrare judecătorească, s-a transformat în acel organ de persecuție. Pentru că după adunarea generală din 2019, sistemul judecătoresc a fost împărțit în ai noștri, ai CSM-ului și cei care au fost la adunarea generală. Au urmat acele intimidări, acele persecuții. Eu, de exemplu, le-am simțit pe pielea mea destul de dure și nu numai eu, acele, să zicem, tratări absolut discriminatorii, au urmat acele concursuri mimate sau amânate și s-a transformat CSM-ul nostru într-un CSM condus interimar și a reușit să realizeze ca sistemul judecătoresc să fie sistemul condus de interimate, adesea realizate prin principiul cumătrismului, prietenismului și așa mai departe. Aceste lucruri nu ni s-a permis să le scoatem în evidență. Politicul s-a făcut că nu le vede, că nu există. CSM-ul a fost acel care a făcut, să zicem, noi a dat părerea, a promovat starea lucrurilor în sistemul judecătoresc. Nu noi am reflectat-o, CSM-ul a reflectat-o. Ca la urmă, când să vină timpul să meargă în vetting, o parte din CSM, fiind membri a Curții Supreme de Justiție, au ales ceea ce au ales. Să depună cereri de demisie și să plece. Să facă CSM-ul nefuncțional. Pentru că era ok dacă mai stăteau, mergeau în vetting sau își depuneau mandatele, de exemplu, cu 20 de zile înainte de a începe procedura de vetting a Curții Supreme de Justiție. Ei au ales să plece acum, să lese un CSM nefuncțional și, apropo, nimeni despre asta nu vorbește. De ce a devenit CSM-ul nefuncțional? El mai funcționa și mai departe. Atâta cu competențele de rigoare cu care a stat un an investit, pentru că așa a decis cineva. Doamna Bostan, tare frumos și convingător vorbiți dumneavoastră, dar dumneavoastră n-ați trecut pre-vetting-ul. Da. De ce n-ați trecut pre-vetting-ul? Din două motive, cu toate că nu aș vrea prea mult să discut că sunt în niște proceduri judiciare la capitolul respectiv. Unul din motive a fost faptul că rolul meu activ la adunarea generală din 2019 mi-a afectat integritatea mea etică. A doilea motiv a fost faptul că mama mea, deținând o locuință în Chișinău de 70 de metri pătrați, nu a putut confirma o sumă de în jur de 3-4 mii de euro care ar acoperi costul acestui apartament, acestui imobil. Amuzant. Chestia asta cu Nina Cernat continuă până la alegerea succesorului de competență, adică până la adunarea generală, e știri CSS, Consiliul Suprem de Securitate decide așa ceva? Sau asta e, deci asta, e o chestie? Știți, eu aș vrea să dau un exemplu foarte bun, pentru că Polonia, deci Polonia e un stat membru a Uniunii Europene, și acolo când a venit și a schimbat majoritatea parlamentară, ei s-au gândit că nu este bine ca judecătorii să aleagă membri în CSM și acolo au schimbat legea și Parlamentul a ales judecătorii care trebuie să fie în CSM. După care, prin lege, au creat două instanțe, instanța care răspundea de colegiul disciplinar și o altă instanță care răspundea de electorală. Asta cum ar fi, să faci paralele cu curtea acum de apel, cu curtea de corupție. Mm-hmm.
Și ca să înțelegeți, deci, pe cauza respectivă s-a intervenit Curtea Europeană, Marea Cameră, adică 17 judecători, hotărâri care stabilesc cele mai importante probleme în drepturile omului în Europa, în Consiliul Europei. Și pe cauza respectivă, deci, ca să fim foarte simpli, a desființat Consiliul Superior al Magistraturii, că a spus că el este imparțial, și doi, a desființat ambele instanțe. Dar ca să înțelegeți, a desființat ambele instanțe pe motiv că niște persoane care au considerat că nu sunt judecate corect de instanța respectivă s-au adresat la Curtea Europeană. Și Curtea Europeană a considerat, nu se pronunță probleme de fond, dar a constatat că judecătorii numiți în instituțiile respective au fost numiți de un CSM care este constituit, care nu este imparțial și nu este în afara politicului, pentru că a fost numit de Parlament. Acum să revenim la doamna Cernat. Constituția noastră spune foarte clar că membru CSM-ului are mandatul de 4 ani. Punct. Constituția nu prevede prelungire în caz de urgență, să privim similar la președinte, să privim similar la Parlament. Nu există așa excepții. Să admitem că Curtea Constituțională a spus că bine, este o caz extraordinar, COVID, care părinții fondatori n-aveau cum să știe când au adoptat Constituția despre așa o situație. Și a prelungit mandatul Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat constituțional articolul din legea prin care a fost prelungit, în măsura în care acest CSM nu ia decizii pe cariera judecătorilor. Adică, tot CSM-ul din care face și doamna Cernat, ea nu mai are mandat. Respectiv, dumneiei, dacă participă pe orice procedură legată de cariera judecătorilor, soluționarea acestea încalcă garanțiile Curții Europene. Deci o persoană care va dori să... Dar aici aș face o mică remarcă. Eu nu sunt convins că acest principiu se aplică la numirea judecătorului la Curtea Constituțională. Aici eu nu sunt convins. Pentru că aici mi-e greu să contești la Curtea Europeană, pentru că Curtea Constituțională iese puțin din puterea, din ramura puterii judecătorii ăștia, este o instituție separată de aceste trei puteri. Aici e discutabil, aici deja trebuie să... Din câte îmi amintesc eu, hotărârea Curții Constituționale care a dat o interpretare a modului, a constituționalității menținerii mandatului CSM-ului după expirarea acestuia, a menționat că nici alegerea judecătorului în Curtea Constituțională nu este în competența acestor membri. Și deci, doamna, acest mandat, nu vreau să nominalizez, acest mandat este un mandat limitat doar pentru faptul că asigura funcționalitatea fostului CSM pe perioada până la alegerea noului. Deci, respectiv, fiind 6 membri aleși de către Parlament, se reconstituie CSM-ul în baza reglementărilor legale. Mandatul respectiv rămas, care nu este în demisie, un singur membru a rămas, nu este valid pentru acest CSM. În viziunea mea, așa cum eu găsesc interpretarea reglementărilor legale și cum colegul a comentat în corespundere cu standardele dreptului european și convenției. Ia haideți să revenim la limba moldovenească. Deci, doamna Olesia Stamate scrie: mandatul judecătoare Cernat continuă până la alegerea succesorului de competență, adică până când adunarea generală a judecătorilor își va alege membrii CSM din rândul judecătorilor. Doamna Stamate poate lua așa decizii? Șefa Comisiei Parlamentare pentru Juridic? Dumneavoastră cunoașteți răspunsul la această întrebare și tot ce trebuie. Eu aș vrea să spun doar un singur lucru, ca să fie mai clar. Curtea Europeană, deci pe ultimul caz Catană, în care Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova în anul 2012 avea mai mulți membri numiți de politic decât judecători. Și Curtea Europeană s-a pronunțat în anul 2023. Pentru asta a fost nevoie de 13 ani. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră, acum se poate, dar răspunsul posibil să-l găsim în 2030. Consecințele le vom găsi în 2033. Deci există așa pericol. Nu pericol, dar există așa o soluție. Da, probabilitate. Eu aș vedea, poate, a sesiza Curtea Constituțională pentru a se expune asupra acestei situații. Aș vedea soluția în așa mod. Deci mult mai convingătoare și mult mai întemeiate sau aplicabile vor fi acele explicații sau interpretări date de Curtea Constituțională asupra acestei situații, că chiar este o
o necesitate de a interpreta aceste reglementări. Și o ultimă întrebare despre știrile care au fost astăzi lansate. Deci, pentru că mulți dintre judecători, zic cei de la putere, nu vor să se autocurățe, nu vor să, să aplice noua reformă, să se conformeze noi reforme, idealurile europene și așa mai departe după text, noul CSM, împreună cu Institutul Național de Justiție și Ministerul Justiției, vor accelera procesul de aducere în sistemul de justiție a tinerilor judecători. Chiar mulțumesc pentru întrebare, respectiv aș putea eu să spun ca tânăr judecător. Înainte ca să pornim în funcția respectivă, ar fi foarte bine ca politicienii toți să spună care este salariul unui tânăr judecător, ca să-l facă atractiv să vină. Deci eu nu cred că acum un tânăr judecător care ține la cunoștințele pe care le are, lucrează cu 16.000 de lei. Deci eu am un salariu de 16.800 și acum datorită când mi-ai dat 1.300 de lei, am 17.000. Eu lucrez în raion, eu sunt din Chișinău, chiria nu mi este achitată. Circulați zilnic? Da, bine, acum am stabilit deja acolo, dar plătesc chiria acolo în Ungheni. Și chiria în Ungheni cam e la același preț ca și în Chișinău, ca să fie clar. Alte garanții, pensia, deci tânărul acum care e numit la 30 de ani, noi cunoaștem reforma vestită a ambelor guverne, PAS și domnului Chicu, acum ca să ies la pensie, eu de exemplu, eu nu mai pot să am pensia de 80% care e prevăzut ca un standard din independență despre care v-am povestit, pentru că eu trebuia să încep să lucrez din anul 2 de facultate, adică ca să am deja pensie, eu trebuie să lucrez 41 de ani. Deci tinerii care vin în această funcție, ei ar trebui să cunoască despre garanțiile pe care le au. Și eu cred că un tânăr care ține la viitorul său, e foarte greu să-l convingi acum cu funcția judecător, pentru că pe de o parte tu ești un corupt, ceea ce rezultă din declarațiile pe care le vedem în presă, pe de altă parte tu nu ai garanții elementare pentru funcția respectivă. Și aș încheia gândul meu cu o frază celebră pe care... celebră, eu așa îi spun că celebră, a fost la un forum și un domn din Croația în care acolo, s-au pornit și acolo reformele, domnul cel din Croația a spus un lucru simplu. Voi în Republica Moldova trebuie să răspundeți la o simplă întrebare. Dacă corupția este un mod pentru a supraviețui sau pentru a vă îmbogăți? Deci când politicul ați fi gata să răspundă la întrebarea respectivă, voi trebuie să vă porniți cu reformele. Și eu aș ura tinerilor care vor să vină în funcția respectivă să răspundă la întrebările date. Întâi pentru a ajunge. Și dacă mai avem timp, eu vreau doar să menționez că noi actualmente avem în rezerva judecătorilor care așteaptă concursuri de accedere în funcție, absolvenți al Institutului Național al Justiției, care pe parcursul ultimilor 3 ani au absolvit, 3-4, au absolvit institutul și nu au fost angajați în sistem. Din simplu motiv că nu s-au anunțat sau nu s-a scos la concurs locuri. Din ce motiv? Aș fi vrut să aflu și eu de la CSM. Sigur că sunt locuri vacante. Foarte multe locuri sunt. Și aceștia sunt produsul Institutului Național al Justiției. Absolvenți, dacă nu mă greșesc, eu sunt vreo 60 la număr. Neîncadrați în sistem. Anul ăsta institutul are cea mai mică cotă de 10 persoane instruite la funcția de judecător. Pentru că acea rezervă din judecătorii absolvenți nu a fost absorbită de sistem. Cine a generat acest lucru? Cine organizează concursurile? În mod miraculos la aceste concursuri erau promovate nu de absolvenții institutului, dar de persoane care erau selectate din cealaltă grupare, care are grup de candidați care au dreptul să acceadă în funcție de judecător, din vechimea muncă. Noi angajam, adică noi, CSM-ul, acorda prioritate în concurs cui vreți, numai nu absolvenților institutului. Dar absolvenții institutului merită? Dar nu se pregătesc judecători buni? Eu cred că da. Eu cred că da, pentru că avem deja în sistem judecători care funcționează, care au absolvit institutul, calitatea lor este una destul de înaltă, hotărârile sunt în ultimii 5 ani, vreau să zic că, însăși Curtea Europeană a menționat că calitatea actului judecătoresc în Republica Moldova a crescut considerabil și asta se datorează inclusiv și celor tineri judecători. Ce plăcut!
Dar haideți să-i facem pe plac și regizorul, luăm vreo câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Poate nu o să vă placă cum sună întrebarea asta mea, dar dacă nicio tabără nu cedează, nicio altă tabără nu cedează și iată așa, se votează în parlament, se votează chestii anticonstituționale, noi putem să ajungem ca să avem la curtea de apel, de exemplu, sau în instanțele de fond, ceea ce am avut la Curtea Supremă de Justiție, demisie în masă. Sau, nu știu, concedii luate în masă. Noi nu am avut până acum concedii luate în masă. Sau doar în cadrul unor nu știu, poate proceduri. Concediile nu salvează de la această situație. Eu mă gândesc că, eu cred că, da, atunci când o să se ajungă la evaluarea curților de apel, o parte din judecători ar putea să beneficieze sau să utilizeze acel drept la demisie, plecând cu acele înlesniri pe care le acordă legea, dar curțile de apel în ultimul timp au fost completate cu judecători tineri. Avem judecători care, să zicem, nu au nici dreptul la pensie încă realizat, nici dreptul la o demisie sau o indemnizație de demisie considerabilă. De aceea eu mizez pe faptul că mulți din colegii noștri o să fie deschiși să treacă aceste proceduri de verificare, să rămână în sistem, să dovedească o dată în plus că corespund criteriilor de integritate și își doresc să participe în această procedură de reformare a sistemului. Eu aici aș putea interveni tot? Vă rog, vă rog. Deci eu aici aș vedea așa puțin problema. Dacă eu spun o chestie de mea personală, atunci când am citit hotărârile pe unii candidați în prieteni care au fost respinși, sincer, am vrut să-mi depun demisia. Pentru că eu m-am uitat, adică nu rezonează cu ceea ce am reușit să învăț și să citesc în viața mea. Și pe 14 martie a venit așa o lumină, s-a coborât din cer, care a venit de la Comisia de la Veneția. Și Comisia de la Veneția a verificat propunerea de evaluare a judecătorilor, mai simplu spus, curățarea sistemului, deci dacă vreți așa să spunem, pentru că a verificat-o. Și cu părere de rău, de pe data de 14 martie, azi suntem în data 20, eu nu știu dacă în spațiu public cineva a vorbit despre opinia respectivă pe sistemul judecătoresc. Dar ce spune opinia respectivă? Opinia respectivă, ea spune foarte multe lucruri. În primul rând, ea ia în comparație ceea ce s-a întâmplat la Preveting și ce urmează să întâmple la Veting. Pentru prima dată în opinia respectivă, ea este, ca să știe și restul juriștilor, ea este publicată astăzi pe site-ul Curții Constituționale, tradusă în limba română. Poate n-au reușit să o traduc și din cauza asta n-au apărut opiniile pe dânsă. Poate acum să apară. Deci ea spune un lucru foarte și foarte clar. În primul rând, eu aș putea să încep cu începutul. Deci, de fapt, ea spune, în primul rând, că înființarea unor instituții ad hoc pe verificare a corupției sau a altor actori conexe distruge organele existente, ANIU și Procuratura, pentru că scade lipsa capacitatea lor de a lucra și, respectiv, scade și susținerea lor în cadrul populației, pentru că de fiecare dată creezi instituții ad hoc și este complicat. Un alt punct foarte și foarte important pe care eu chiar am vrut să-l regăsesc acolo este faptul că ministra justiției a spus că acest proces este unic, excepțional și extraordinar. Și Comisia de la Veneția a răspuns. Știți ce a spus ea? A spus că această afirmație este declarativă. Scriu așa, că singura garanție că procesul respectiv nu va fi repetat este una politică, dar nu una legală. Dar, având în vedere că acum majoritatea are susținerea partenerilor externi, posibil pe viitor ea nu va mai fi această susținere. Și deci noi ne lăsăm la mâna partenerilor. Dacă ei vor vrea, va fi următoarea evaluare. Dacă nu, nu. Deci asta se regăsește în comisie. Uh-huh. Mai departe, în opinia Comisiei de la Veneția spune simplu, negru pe alb, că
membrii internaționali care sunt aleși în colegiile respective nu trebuie fi priviți ca din start independenți. Trebuie să fie verificați background-ul lor, de unde vin, cum vin, și să fie asigurată imparțialitatea și independența lor. Deci ei la asta nu au găsit răspuns. Iar cel mai interesant ce vine din opinia respectivă sunt articolul 12. Articolul 12, asta sunt criteriile pentru care poate fi dat afară un judecător în urma vetting-ului. Și pe acest articol, într-un punct, eu nu pot acum spune, documentul 159, acolo spune așa, modul în care el este formulat, acest articol, poate conduce la aplicarea lui abuzivă de către autorități. În cazul acestor greșeli, judecătorii vor putea beneficia corectarea acestor greșeli în fața fie Curții Supreme, fie Curții Europene, fie în alte instanțe. Dar dacă acest lucru se va întâmpla, populația va înțelege, va scădea încrederea în întreg procesul și în sistemul judecătoresc. Deci ei asta scriu direct acolo. Alte opinii. Deci ei au spus că, foarte simplu, deci au spus că toate faptele care țin de infracțiuni, care sunt prescrise, adică fiecare fapt trebuie să fie depistat timp de un timp anumit. Dacă este prescrisă, dacă pe dânsa există vreun act final, comisia trebuie să țină cont de actele respective. Acum nu s-a ținut cont absolut de niciun document. Mai mult ca atât, chiar în lege se statuiază, în legea 26, că comisia nu este ținută de concluziile cărorva autorități. Acum, în legea actuală, spune invers. Deci spune că articolul este incorrect și el trebuie modificat, pentru că dacă există o decizie finală pe una din probleme, judecătorul nu mai poate fi... Comisia nu poate schimba soluția pe chestia respectivă care a fost soluționată de o autoritate publică. Ei spun că judecător poate fi să nu treacă vetting dacă a acționat arbitrar. Comisia spune ce înseamnă arbitrar, ce e asta. Și spune că arbitrar în care parte, dacă e luat ca în cazul Curții Europene, e una. Sau e stil moldovnesc. Dacă e stil moldovnesc, explicați în ce constă stilul moldovnesc. Mai departe, ei au spus așa că ai încălcat hotărârea, la noi asta e mod în Moldova, dacă ai o condamnare la CEDO, bună ziua, ești vinovat. Comisia de la Veneția răspunde și la asta. Spune că noi v-am spus mai înainte că da, judecătorul poate să aibă o condamnare la CEDO. Dar ca să fie condamnare la CEDO, trebuie să verifici dacă judecătorul a acționat ilegal și curea credință. Da. Deci nu orice condamnare aduce la problema respectivă. Mai departe, au o frază foarte interesantă pe care eu chiar aș vrea să o citesc, pentru că ea a provocat un zâmbet, că nu m-am așteptat că de la comisia să aud. În partea ce ține, dacă n-ai plătit impozitele pe 10 de ani, dacă n-ai plătit impozitele și comisia constată, tu poți rămâi fără funcție. Comisia scrie, fiecare persoană trebuie să plătească impozitele, în special funcționari, dar mai ales judecători. Dar oamenii uneori greșesc, în special în calcularea impozitelor. Și o sumă de 1.755 de euro, așa cum o calculat, în decursul a 10 ani, nu constituie o sumă pentru care un judecător ar trebui eliberat din funcție. Mai departe, comisia spune foarte simplu că dacă tu îl dai afară pe judecător, care e sensul tu lui să-i interzici să funcționeze în altă funcție? Că acum îi propun că dacă tu nu dai vetting-ul, tu după asta 7 ori 5 ani nu poți lucra ca jurist sau cel puțin ca jurist nicăieri. Și îi spun, dacă tu l-ai dat afară, care e sensul deja? Dă-i pași omul să lucrezi unde vrei să lucrezi. Mai departe, ei spun că Curtea Supremă spune un lucru, Curtea Supremă nu are capacitatea de a lua decizii. Așa e ca la pre-vetting și avem hotărârea Curții Constituționale. Și Comisia de la Veneția schimbă și hotărârea Curții Constituționale, indirect. Și spune că, ia, așteptați-o leac, asta e Curtea Supremă, ea trebuie să poată lua decizii pe orice problemă până la final. Adică ultima decizie trebuie să o ia Curtea Supremă în cazul în care judecătorul nu este mulțumit. Și termină concluzia cu Comisia de la Veneția, pe lângă toate punctele astea, cu exemple concrete pe care vă le-am dat, spune așa, că voi trebuie să schimbați, adică să ajustați legile următoare și noi suntem deschiși să vedem dacă voi ați făcut chestia asta cum trebuie. Și apropo, aici vreau să vorbesc și despre unul din temeiurile pentru care s-a decis amânarea adunării, adică întreruperea în cadrul adunării generale. Nu
Nu vreau să fiu înțeleasă incorrect, pentru că am și eu un proces la Curtea Supremă, dar drepturile mele nu erau să fie afectate, pentru că nu se procedea la alegerea membrului în CSM din reprezentativ al curților de apel și nici a Curții Supreme. Noi trebuia să alegem doar din primă instanță, vineri. Deci, respectiv, aflându-se pe rol astăzi la Curtea Supremă de Justiție, dacă nu mă greșesc eu, 13 sau 12 contestații, Curtea Supremă de Justiție fiind acel organ care decide doar dacă contestația se admite remiterea dosarului către comisie la o nouă reexaminare, nu are dreptul să adopte o hotărâre pe fond. Apropo, ceea ce tot încalcă principiul la un recurs efectiv, ce miză are acel judecător care se judecă și nu primește de la o singură instanță competentă o satisfacție efectivă a cerințelor sale. Asta contravine Constituției, articolul 53. Deci, respectiv, chiar și o contestație a judecătorilor din primă instanță fiind admisă și restituite fiind dosarele la comisie, se prezumă că acest judecător încă nu a finalizat procedura de verificare. Dar nu... vă au răspuns astăzi, ce? Guvernanță. Că nu suspendă. Că, nu suspendă. Că în primele 10 zile, dar 10 zile au trecut. Stați un pic, dar ce suntem noi vinovați că în 10 zile nu s-au examinat aceste contestații? Eu am depus un termenul prevăzut de lege și ceilalți toți. Faptul că în aceste 10 zile s-au ridicat excepții de neconstituționalitate, generate iarăși de nou, de faptul că în decembrie, când procesul de evaluare era deja în deplină desfășurare, legiuitorul modifică legea și introduce niște limitări a recursului. Asta a generat ridicarea excepției de neconstituționalitate, apropo care a fost admisă de curte. Acum alte excepții sunt pe rolul curții. Noi, care ne judecăm, suntem în proces, noi nu suntem vinovați că în 10 zile s-au schimbat, nu în 10 zile s-a judecat cauza, dar până la moment s-au schimbat 3 complete de judecată care examinează dosarele, pentru că judecătorii au depus cereri de demisie și nu are cine judeca. Care este vina noastră? Bine, avem termenul ăsta indicat, încălcat, dar asta nu înseamnă că încă avem aceste contestații respinse sau examinate. Clar că ne dăm seama cu ce se vor finaliza în situațiile respective. Eu, în genere, am fost profund mirată de situația când anume promovarea reformării legii cu privire la reforma Curții Supreme de Justiție s-a făcut în timp ce se examinau contestațiile. Oare în zadar acest lucru a fost? Deci problema aici, dacă chestia asta o disinez și o scrie foarte frumos, deci ceea ce am povestit de Polonia, asta nu e un caz, adică asta a întâmplat și noi pe chestia asta am dat o soluție. Uh-huh. În cazul Polonia, asta au fost reformele pe 7-8 luni și la urmă Curtea Europeană a cules tot tabloul ăsta și a creat tabloul personal și a tras niște concluzii. Deci pe cazurile respective, dacă Curtea Europeană va dori să intre în esență, și va disena la fel sau persoana care va depune din partea Republicii Moldova va scrie o cerere corect cu toate aparențele care, și cu toate consecințele care rezultă, pentru că într-o opinie a Comisiei de la Veneția din anul 2019, ceea ce ține de reformarea Curții Supreme de Justiție, Comisia de la Veneția a spus că voi fiți mai atenți cum faceți reforma justiției, pe motiv că asta ar putea duce la mai multe demisii în sistem. Ea asta a scris însăși Veneția. V-a spus, voi fiți atenți, pentru că asta ar provoca o îngrijorare a sistemului. Și uitați-vă că ei au fost clar, ei au fost vizionari, comisia. Ei au văzut ce poate să se întâmple. Și în opinia ultima despre care v-am spus, la fel ei scriu foarte multe consecințe pe care eu nu le-am spus pe toate. Dar ei spun, fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Și pe urmă, nu știu din ce cauză, nu știu care e situația, dar ei tot ceea ce spun ei acolo se îndeplinește. Adică așa e ca un... Deci toată istoria asta ar putea să dureze cel puțin pe parcursul întregului 2023? Care? Pentru că contestații la Curtea Supremă de Justiție, acolo nu a mai rămas aproape niciun judecător. Ca să avem noi judecători, ei tot trebuie să treacă pe vetinguri, da? Da. Sigur că da. Așa. Când va începe asta și cât va dura, nu se cunoaște. Nu cred că contestațiile, examinarea contestațiilor va dura atât de mult. Cel puțin la moment în Curtea Supremă de Justiție, dacă nu greșesc eu, mai rămân în funcție vreo 7-8 judecători până la 31 martie, începutul aprilie, după care mai rămân 5 judecători, dar contestațiile se examinează într-un complet din 3 judecători.
Da, dar nu doar aceste dosare sunt pe rolul la Curtea Supremă de Justiție. Dacă da, dar acestea sunt de prioritate. Dacă vorbim de celelalte dosare, apropo, acolo este în genere problemă de a forma un complet care ar examina recursurile admise. Procedura de admisibilitate se decide într-un complet din 3 judecători. Acest complet poate fi format, dar completul din 5 judecători care va soluționa fondul recursului nu poate fi format, de atâta că acolo rămân 2 judecători în relații de afinitate careva, care nu pot participa în același complet. Și de aceea cu recursurile este problemă. Este înțeleasă situația că necesită de blocare. Eu pe această cale chiar mă adresez întregii societăți. Noi conștientizăm că lucrurile trebuie să fie soluționate într-un tempo așa mai de alertă. Dar în niciun caz în grabă, pentru că graba generează foarte multe greșeli, erori, numiți-le cum vreți dumneavoastră. Se poate greși intenționat, se poate greși din grabă, dar lucrurile și noi, judecătorii, corpul judecătoresc, ceea ce am făcut la adunarea generală, am încercat pur și simplu să confirmăm o dată în plus că ne poziționăm pe legalitate, în primul rând legalitatea procesului de alegere. Dacă noi o să producem sau o să livrăm societății un produs viciat din punct de vedere legal, cum putem noi soluționa acele dosare care stau pe rolul nostru? Ce încredere va avea societatea, cetățenii care vin în instanță, în acești judecători, care au mers odată în plus și au bifat, pentru că noi nu mergeam la să alegem, noi mergeam să bifăm vineri. Noi aveam de ales 4 membri și un membru supleant, cei ce aveam. Și pentru ca să treacă, treceau evident toți. Cel cu numărul mai puțin de voturi rămânea supleant. Ia spuneți ce a insistit, acești 4 plus 1 supleant, e vreodată în viață sau în perioada următoare, au vreo șansă să ajungă membrii CSM-ului? Eu cred că da, după modul cum, ca să înțelegem, deci ca să fie aleși este necesar doar de quorum. Adică la următoarea adunare trebuie să fie cel puțin jumate, 200 din 460, să calculăm 290. Noi avem până ce reglementările, dar cred că toată lumea o să meargă la adunare. Da, adică problema e că asigurăm quorumul și ei pot fi votați. Adică, cum votați de către cine? De către adunarea generală. Păi faptul că ei nu vor fi reprezentativi, asta e altă părere. Deci, de exemplu, judecătorii pot să meargă pe ideea de protest. De exemplu, participă în ședință, ei votează. Adică ei singuri se votează care vor să voteze, care vor nu votează. Și dacă ei acumulează un număr de 2 voturi, ei sunt membri a CSM-ului. Adică n-ați glumit când l-ați spus în prima parte a emisiunii? Nu, păi așa e legea. Deci așa legea a fost modificată în anul 2020. Dacă noi adică cineva s-a gândit la asta din timp, îmi cer. Da, evident, asta s-a făcut absolut bine intenționat. Dacă noi nu modificăm regulamentul, dar v-am zis că regulamentul acum este făcut în baza reglementărilor legii vechi. Adică, pentru ca să fie eligibil procesul de votare, trebuie să ridice buletinile 50 plus 1 din numărul participanților în adunarea generală. Adică, dacă a fost vineri, pentru ca să fie eligibil procesul de votare, urma să se ridice 165 de buletine. Și dacă nu se ridicau 165 de buletine, nu se considera procesul de vot corect. De aceea și s-au propus aceste modificări în regulament să fie ajustate legii. Adică să nu fie această restricție sau această condiție 50 plus 1 să ridice buletinile. Mai mult, rezultatele votului se adoptă la fel cu 50 plus 1 din numărul participanților la adunare. Adică principiul ăsta democratic, majoritatea să decidă, persistă, cu toate că s-a modificat ceea ce s-a modificat. Adică pentru a deveni membru în CSM este suficient să iai un număr de voturi elementar. Problema ar fi de altă natură. Deci eu personal am spus asta și în fața adunării. Eu nu am nimic împotriva membrilor respectivi care vor să candideze. Problema e că dacă tu ajungi acolo și tu ești în minoritate și tu nu decizi absolut nimic, tu pur și simplu validezi un CSM, atâta tot. Adică tu pur și simplu îl faci că el să lucreze. Tu îi dai lui viață. Dar tu nu poți iei nicio decizie chiar prin votul judecătorilor. CSM-ul devine
o voce a membrilor non-judicători. Să admitem teoretic că ei sunt tot bine intenționați și vorbea doar bine sistemului judecătoresc. Dar că să vrei binele sistemului judecătoresc, trebuie să dai foarte multe garanții acum pe care nouă ne-au fost luate pe parcursul anilor. Și acest lucru impune atât cheltuieli din buget, atât multe alte garanții, plus la asta vine vetting-ul. Și vetting-ul vine ca o curățare a sistemului. Și vă imaginați situația în care nu scurăți sistemul, adică trec tăți vetting-ul. Op, problemă. Sau nu reușești să găsești pe niciun judecător absolut nimic. Sau, deci, în condițiile în care a fost stabilit acum. Deci, dacă să vorbim despre acel principiu de reprezentativitate a membrilor CSM-ului, cum vin ei în CSM, el se bazează pe două criterii. De legalitate, de legibilitate a procesului și de reprezentativitate. Atunci când tu acumulezi 30 de voturi, pe cine reprezinți în CSM? Care principiul de reprezentativitate din corpul judecătoresc de 400 de persoane, l-asiguri tu, cu 40 de voturi sau 50 chiar? Principiul democratic, principiul reprezentativității depline, care înglobează esența acestui principiu, înseamnă că tu reprezinți majoritatea celor care te aleg. Pe de altă parte, noi spune astfel, că judecătorii corupți pun piedici și au pus piedici la această adunare. Judecătorii cu averi, care au comis abuzuri, au protecția celor corupți. Justiție sechestrată de judecători. Păi eu pe cine să cred? Pe dumneavoastră sau pe guvernare? Cred că trebuie să credeți în comisia de la Veneția, cum până acum spunea că de fiecare trebuie crezut în trânșii. Și înainte să vorbim despre chestia că e corupt sau nu este corupt, avem o hotărâre mai veche a Curții Constituționale din 2013 care spune că nu politicienii sunt acei care trebuie să facă calificative judecătorilor. Avem Comisia de la Veneția care a spus că este arbitrar de a gândi că toți judecătorii sunt corupți. Deci trebuie să gândim puțin altfel. Și cred că dacă să ne gândim pe viitor, nu cu ziua de astăzi, trebuie să credem în fapte. Deci noi avem o procuratură nouă, Comisia de la Veneția a spus că a început să lucreze. Deci procuratura trebuie să livreze. Pentru că dacă vom citi atent, n-am avut posibilitatea să citesc toate pe pre-vetting opiniile, deciziile, dar dacă ne uităm atent în ceea ce au motivele pentru care au fost descalificați anumiți candidați, noi găsim, practic eu n-am văzut niciuna în care e legată de corupție. Fie n-ai depus declarația, fie libertatea de exprimare, fie ai încălcat abținere, recuzarea și Curtea Europeană s-a pronunțat. Deci nu au fost probleme de corupție. Și noi avem o procuratură. Noi cred că odată și odată trebuie să ne învățăm că fiecare instituție trebuie să lucreze. Și cred că când atunci ne vom învăța că fiecare instituție își are rolul lor în statul lor, vom crea niște tradiții în instituțiile respective și instituțiile cu tradiții vor prinde pe cei corupți. Și când o instituție vorbește din numele procuraturii, un DNA, cum era în România, să admitem, să nu mă tare să dezvolt ideea, dar când spune un DNA că tu ești corupt, având în spatele lui alți 20 de condamnați, altfel îți vine a crede. Dacă îți spune de fiecare dată un politician și de fiecare dată politicul se schimbă și de fiecare dată găsim corupți, cred că nu prea convingător, adică deja când te uiți, te saturi, te plictisești de temele respective. Eu aș menționa aici și un alt aspect. Știți, politicul, el de fapt este îndreptățit într-un fel sau altul prin a-și menține acel rating, acel nivel de încredere, să zicem, este îndreptățit să facă declarații politice, să lanseze careva lozinci, să critique, dar nu este îndreptățit să amenințe, în viziunea mea. Noi, judecătorii, avem mult mai înguste abilități și posibilități. Noi suntem ținuți de a face justiție, de a fi imuni, pe de o parte, la aceste critici, la amenințări, dar totodată noi suntem obligați să
arătăm cetățeanului că noi ascultăm și ne ghidăm doar de lege. Nu interacționăm în a ne teme sau a lupta cu celelalte puteri. Când am acceptat statutul de judecător, probabil că am acceptat și anumite consecințe. De fapt, judecătorii nu pot fi lăudați de putere. Și au fost foarte rare situații când judecătorii au fost lăudați, aplaudați de putere. Ei sunt cei care interacționează cu celelalte două puteri, oprind puterea atunci când aceasta încalcă drepturile și libertățile cetățeanului. Judecătorii nu pot face înțelegeri cu celelalte puteri și noi nu vrem nici să fim lăudați, nici să fim agreați de putere. Noi vrem să fim auziți de putere. Noi vrem să fim tratați în același mod, echitabil, ca o putere cu aceleași drepturi, cu aceleași situații care pot fi reglementate. Și pe această cale chiar spun că suntem deschiși pentru a discuta și sper eu că această declarație care trebuie să o adoptăm la adunarea generală va arăta acest spirit de deschidere a sistemului și de dorință de a confirma o dată în plus că noi nu suntem acei care merită aceste blame, pe adeseori populiste. Și la final, un partid politic din opoziție anunța astăzi că va sesiza Consiliul Europei în cazul punerii în aplicare a acestor presiuni din partea guvernelor și a acestor amenințări contra sistemului judecătoresc. Întrebarea mea către dumneavoastră ar fi la final. S-ar putea ajunge până la urmă ca să avem nevoie în Moldova de un arbitru internațional la acest așa numit blocaj între, sau așa numită neînțelegere între sistemul judecătoresc și puterea executivă și legislativă? Eu cred că arbitru deja el este și este Comisia de la Veneția, ultima opinie care a fost. Deci acesta este cel mai real arbitru. Doar că puterea legislativă și executivă nu iau în seamă. Până când nu cunoaștem. Deci noi sperăm că va ține cont de opinia și vom vedea care e situația mai departe. În plus, Comisia de la Veneția acolo a reiterat că nu există nicio garanție că pe viitor nu există o garanție legală că pe viitor nu va fi repetată aceeași procedură de către alții. Unica garanție sunt reprezentanți, este acceptul reprezentanți partenerii externe a Republicii Moldova. Deci, sistemul judecătoresc este gata să așeze. Pentru că, în esență, eu chiar am așteptat de la candidații în CSM, pentru că, să admitem, acum, în situația actuală, ei sunt cei mai cu reputația reproșat pentru că au trecut Comisia Preveting. Ei au puterea de a se așeza la discuții cu politicul, dar ei nu știu ce nu sunt invitați, cel puțin elementarul. Păi, haideți să vorbim, noi suntem, dați noi să vă spunem, pentru că, în esență, scaunul pe care tu îl ocupi în CSM nu schimbă caracterul. Nu schimbă. Tu trebuie asta să poți faci începând cu situația de când tu ai acceptat să fii următorul lider în sistemul judecătoresc. Doamna judecătoare. Eu rămân optimistă. Pentru mine a fost foarte benefică această apariție a doamnei ministru a justiției pe ultima sută de metri în instanțe. Adică pentru prima dată de când eu, în cariera mea de judecător, am văzut un ministru care a mers în instanțe, a încercat să meargă în instanțe, să vadă care este situația. Și eu chiar consider că continuitatea acestei practici și acele discuții pe care putem noi să le inițiem și să le generăm se va soluționa cu, să zicem noi, descătușarea acestei situații aproape de colaps. Sperând că va fi așa, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost la noi la emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și cel mai probabil ne revedem neapărat aici în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.